Salutare și bine ați venit la un nou episod aici pe canal. Eu sunt LCH Gamer și astăzi ne uităm și analizăm dacă am cheltuit bine cei 460 de FIFA points dați în dar de către EA Sports, pentru că ne-am luat Ultimate Edition Promo Super Pack Pre-Order nebunie. După cum se vede, mai avem doar 4.000 de FIFA points, pentru că 600 i-am cheltuit pe două drafturi, unul online și unul offline. Nu le-am câștigat pe niciunele și ne-au rămas cu 4.000 și au intrat aceste Promo Packs. Avem 4 tipuri de Promo Packs. La 350 de FIFA points, 12 gold player, un garantat peste 80 și 3 garantați rari. Bine, aș putea să iau 10 din astea. 10 din astea și mi-ar rămâne pentru un din ăsta, care include 10 rari, din care unul garantat 80, un loan de 86 pentru 10 meciuri, tot untradeable, aici e tradeable. Avem ăsta, care este 12 cu 6, Prime Gold Player Spec, 82, un garantat 82 plus, 6 garantați rari. Sau putem să luăm 4 de ăștia. Aici putem să luăm 10, 10 ori 12, 120 de jucători. Și aici îs 4 ori 17, care îs undeva la 61 de jucători. 87 cu 87 cu 87 cu 87. O dată de 4 ori, 87, 8 ori 5 e 40, 7 ori 8, 56 și cu 40 mâncava 99 milioane 600. Cam jumătate, doar că aici avem garantat 2 peste 82, 2 loans peste 86. Și eu mă duc pe ăsta. Și eu m-aș duce pe ăsta. Eu chiar m-aș duce pe ăsta. Dăm în 3 din astea și mai rămânem cu 1000 și mă pot duce în 2 din astea mari sau într-unul din ăsta. Sau într-unul din ăsta și unul din ăsta. În ideea în care sunt 3 de bălă. Dar cu siguranță vreau să iau 3 din astea. Și îi dăm blănos 1000 de FIFA points. Vreau să văd linii în spate. Nu sunt linii în spate și cred că este o tanti. Da, este o tanti. Bă, prind la femei. Măcar în FIFA totuși prind femei. Este doamna Miedema. De 85, nu-i rău, 85, nu-i rău, nu-i rău, 85, Trippier de 83, nu-i rău, Orban, Havertz, vezi că nu-i rău deloc pachetul ăsta, cu Pedro Poro, cu Havertz care merge și la mijloc, cu Sanchez, nu-i rău deloc pachetul, nu este rău deloc, 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 deloc pachetul. Era asta? Avem și un flecăn aici. Chiar decențel, așa. Îl luăm pe Bastoni. Pentru 10 meciuri. Și... Ronaldo. Mai mergem pe Ronaldo. Decent, chiar decent. Bun, unde era, unde era chestia aia că poți să-l pui undeva și poți să-ți deschizi pachet? Unde era acea chestie de duplicate-urile, nu le mai, nu trebuie să le mai dăm. Că la duplicator nu mai trebuie să le dăm quick sell. Deci minciună, misiune cu duplicatorile. Unfortunately, minciună. Ok, încă un din ăsta. Bă, chiar bun pachetul, nu mă pot plânge. Dacă ar fi și un walkout, nu e walkout, nu e walkout.
Bundesliga. Ba da, e Kane? Ok, Carvajal 86. Ce Kane? Bun! Bun de tot! Bun de tot! Carvajal 86 și Kane. Nu! Nu super! Primul walkout. Ciudățel. Și Arnold în spate. Diaby la port. Pă, vezi că bine rău. Bine rău pachetul ăsta. Bine, bine rău. Nu mă pot plânge. O să iau... O să iau Grizi. Și aici clar Ruben Dias. Bine rău cu 90 walkout, Kane și Carvajal și Arnold. 3 walkout-uri într-unul în care îți promite 2. Aici n-am să mai prind nimic, aia știu. Dar... bun. Ok, iar sunt liniile acolo? E ceva walkout? Englez, RV? A, e o doamnă. E o doamnă care pare să fie walkout de la Chelsea. 86 James. Bun. Nu ne putem plânge. Hai că a mers. Hai că a rupt. Și Alaba și Rodrigo de Paul. Kenduzi. Van Bissaka. Bă, să vezi că am la râburi acum de mă sting. Și n-aveam râburi înainte. Mergem cu Rodri, sigur, 91 Rodri. Și... Ter Stegen. Hai, mergem cu Ter Stegen. Băieții ăștia doi, iar... Da. Noi avem, bun. Ok, bă, dacă era Kane-ul, tradeable, mama, era. Și am zis că luăm câte un din ăsta, da? Și ne mai rămâne 50. Hai că luăm așa. Ca să luăm și pachete tradeable, ceva? Vezi, n-avem liniuța acolo în spate, nu este walkout, avem un LM tanti engleză. Ok, deci la tradeable nimic. Și aici 350. Nu avem nimic în spate, este 82 plus, dar nu, duplicate, sau este 80 plus, dar... Ah, Mazraoui, duplicate, ok. Era acolo Rico, am văzut bine? Rico Lewis? Suntem la 700... Da, nu se dă mai mult de 700 pe băiatul ăsta. La Quixel îi... Ah, e ok. La 750, poate ni le-a cineva. Și-a dat echipa până acum. Într-adevăr, ăștia expiră în vreo 3 zile, ăștia expiră în 10 meciuri, dar aici mai se poate lucra, mai poate să intre Havertz, mai poate să intre înapoi Mateus Nunez, mai sunt de lucrat, na, mai vedem ce mai prindem oricum pe parcurs, Kane pe bancă, deci avem așa, Martinez, Kunde, trebuie să vedem dacă, dar trebuie să am ceva antrenor care se dea și la Kunde. Nu-i dă. Ba, îi dă ăsta. Îi dă... Would you like to apply this manager tactical preset? You can then customize it. No, I don't show it again. Așa. Deci avem... suntem în 31. Suntem în 31, nu-i rău, dacă nu mai pică ceva francez din Premier League, o rezolvăm și cu Kunde până la urmă. Deci Martinelli, Kunde, cu Diaz, Mazraoui, Pedro Porro, Rodri, Bruno Guimaraes, Hamsik, Foden, Mateus Nunes, Son. Pe bancă, Bellingham, Kane, Forever, Coman, Havertz, Talisca, Nunes,
Almiron, într-adevăr mai avem și un Adria Pedrosa, aici un Zubedlia, Mateta nu mai este de bancă, nu a apucat să prindă. Wan-Bissaka asta nu-i rău, dar n-are cum să intre, adică momentan face bine Pedro Porro aici și dacă, na, vedeți cumva Wan-Bissaka este sub, sub Pedro Porro, deci n-are cum să intre. Mai avem ca Toto aici, mai un Alex Arnold, un Carvajal. James ăsta n-arată rău fata, vedem dacă se bagă pe acolo ca și cam în locul lui Foden după ce pleacă. Rodrigo de Paul, na, bă, nu-i rău, nu-i rău și n-am jucat niciun meci de Rivals. Deci, spuneți-mi voi, s-a meritat pe ce am dat FIFA points-urile? Eu zic că a fost decent, se putea rău, rău de tot, știm bine chestia asta, se putea rău de tot. Un 90, vreo 3 de 96, eu zic că e insane. Da, da, vă las pe voi, vă las pe voi să vă dați cu părerea. Mulțumesc că v-ați uitat și la acest video, bineînțeles, like-ul, share-ul, în comentarii să-mi spuneți dacă am folosit bine cele 4600 de FIFA points. Până data viitoare, nu uitați, jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. V-am pupat, ciao!